Peste 1000 de stupe are un tânăr din satul Șipgara, Ionul Șoldănești. Acesta și-a inițiat afacerea pe care o consideră profitabilă după ce a revenit de la munci de peste hotare. Consolidării apiculturii a fost consacrat și întrunirea desfășurată la Șoldănești. Ștefan Sandic este unul dintre cei care a beneficiat de suport financiar în cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile. Anume, afacerea lui este considerată a fi una de succes. Asta și pentru că este unicul din țară care utilizează tehnologii noi în apicultură. Experiența prin care a trecut Ștefan în Marea Britanie după absolvirea facultății l-a convins că pentru a avea succes trebuie să investească și intelectual. Acum avem două proiecte care sunt deja înaintate, să aducem linii de ambalare și procesare a mierii. Adică ce vrem? Vrem ca mierea să fie ambalată în caserole, ca ketchup, ca maioneză, chestii de astea. Acum, eu personal mai mult mă ocup să investesc în proprietatea intelectuală a mea personală și întreprinderea. Și Ștefan Contratiuc, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova, consideră că apicultura este viitorul economiei Republicii Moldova. Pentru dezvoltarea ramurii sunt atrase diverse fonduri. Se spune că la un moment dat cea mai mare bogăție a Republicii Moldova este pământul. Probabil este un lucru fals, deși pământul este unul foarte bun și se spune că se poate unge pe pâine, cea mai mare, va zică, bogăție a Republicii Moldova este pământul și sunt oamenii care locuiesc acest colț de rai. Am hotărât să organizăm acest atelier în domeniul apicol, deoarece apicultura este un domeniu strategic pentru Republica Moldova. Prin acest proiect promovăm acest model ca oamenii să se organizeze la idoma acelor albine care foarte bine conviețuiesc și produc miere în stupinele de albine. Trebuie să avem o organizare a acestor apicultori, fiindcă în Republica Moldova există în jur de 15.000 de apicultori amatori, sunt vreo 3-4.000 de apicultori profesioniști. Respectiv, este necesar, noi vedem că este necesar ca acești oameni să se organizeze, vă zic, și să poată măcar mâine sau poimâine să exporte, vă zic, mierea în Uniunea Europeană. Pentru a spori interesul prisăcarilor amatori din raion, la recenta întrevedere au fost expuse mai multe unelte de care au nevoie apicultorii profesioniști. Oamenilor le-a fost demonstrat și un laborator mobil de extragere a mierii, de care a beneficiat Ștefan Sandic. Specialiștii în domeniu au remarcat că, având în dotație așa tehnologie, este posibilă colectarea mierii în timp record. Eu vreau să susțin pe piciorul meu care învață cum am trei la juridică, în viitor cu apicultura, pentru că e o ramură care pentru sat ajută la toate, dă un venit bun. În primul rând a apărut speranță că apicultura în Moldova și în zona noastră să așadă pe picior din nădejde. Să cotim că va să facă lucru în privința asta. Nu avem alte care decât să folosim lucrătorii ăștia pe care ne-a dat Dumnezeu în lucrarea, în obținerea producției agricole mai mari decât o avem la ziua de azi. Calbinele nu sunt niște ajutori, dar sunt lucrători direct în producția, în mărirea, sporirea producției agricole. Prin intermediul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile și-au deschis afacere deja 7 persoane care au revenit acasă după mai mulți ani de muncă în afara țării. Ștefan Sandic a beneficiat de un grant în sumă de 15.000 de euro.